Guvernul analizează 3 scenarii cu probabilități de limitare a furnizării gazelor naturale, pregătindu-se chiar și de întreruperea totală a livrărilor. În funcție de situație, vor fi implementate măsurile necesare pentru a ajuta cetățenii țării să treacă cu bine peste sezonul rece din acest an. În primul rând, va fi instituită o comisie specială care să coordoneze toate acțiunile ce urmează a fi întreprinse de autorități și întreprinderi în vederea prevenirii și atenuării impactului crizei energetice, iar criteriile de identificare a consumatorilor protejați vor fi modificate. Mai exact, va fi majorat numărul acestora prin includerea la această categorie a tuturor întreprinderilor mici și mijlocii cu un consum mediu zilnic mai mic de 600 de metri cubi pe zi, precum și a centralelor electrice cu termoficare care livrează energie termică consumatorilor protejați și nu pot utiliza alte tipuri de combustibil. Pentru diversificarea surselor de energie alternativă a gazelor naturale, urmează să fie crescute și suplinite rezervele de stat de păcură. Totalul necesar este de 216.000 de tone de păcură și acestea pot înlocui aproximativ 312 milioane metri cub de gaz, ceea ce reprezintă consumul estimat pentru perioada octombrie-aprilie 2022-2023. Potrivit documentului, deja a fost semnat contractul de achiziție pentru primele 14.500 de tone. Guvernul își mai propune să asigure accesibilitatea la lemnele de foc și să faciliteze și importul de cărbune. Deja a avut loc o ședință cu importatorii unde au fost discutate principalele probleme, iar în perioada imediat următoare vor fi luate decizii care să ajute la atragerea unei cantități suplimentare de cel puțin 100.000 de tone de cărbune. Potrivit datelor oficiale, cele mai multe familii din Republica Moldova, în jur de 680.000, se încălzesc iarna cu lemne sau cărbune. Altele 285.000 cu gaze naturale, iar circa 165.000 au încălzire centralizată. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, Republica Moldova ar avea 1.319.000 de locuințe, însă cel puțin 200.000 dintre acestea sunt părăsite. Proiectul hotărârii de guvern a fost scos la consultări publice, iar săptămâna viitoare va fi luată decizia finală. Discut în continuare acest subiect cu expertul în domeniul energetic, domnul Victor Parlicov, fost director ANRE. Bună seara! Bună seara! Cât de reale sunt îngrijorările autorităților privind o eventuală sistare parțială sau completă a livrării gazelor de către Gazprom și dacă măsurile anunțate astăzi de către vicepremierul Andrei Spânu sunt suficiente pentru ca la iarnă cetățenii să aibă gaze naturale, energie electrică și termică, așa cum a promis astăzi domnul Spânu? Deci hai să nuanțăm lucrurile. Într-adevăr, posibilitatea sau probabilitatea că Gazprom, anume Gazprom, va rezilia contractul de furnizare a gazelor cu Moldova Gaz, există din la 1 mai. Are tot dreptul juridic. O să o facă sau nu? Eu mă înclin să cred că nu. Dar este foarte corect ceea ce fac autoritățile să se pregătească de scenariu în care, eventual, Gazprom ar putea să o facă. De ce eu consider că nu o va face? Pentru că în caz dacă Gazprom renunță la furnizarea gazelor, deci procede la rezilierea contractului cu Moldova Gaz, partea dreaptă a Nistrului, deci regiunea Transnistreană? Da, nu, partea dreaptă, noi. Noi rezistăm. Deci noi vom avea o problemă de preț, noi vom avea un disconfort de unde să mai cumpărăm, prețul va fi probabil că mai înalt decât de la Gazprom, dar pentru noi asta va fi o problemă de financiar, în sens că cel mai probabil că vom solicita suport extern pentru a da compensații mai multe la cei nevoiași. Însă partea stângă? Partea stângă a Nistrului se prăbușește într-o catastrofă. O catastrofă economică, socială, deci toată iluzia statalității în stânga Nistrului implodează pur și simplu momentan. De asta, eu cred că scenariul în care Gazprom va rezilia contractul înainte de luna octombrie este nu-i foarte probabil. Dar putea să reducă volumul de gaz livrat? Teoretic, da, dar iarăși acolo cel mai mult vor avea, ca să înțelegeți, la moment regiunea Transnistreană primește gaz numai din cauza faptului că Republica Moldova solicită Ucrainei să permită tranzitul gazelor înspre regiunea Transnistreană și Republica Moldova pentru a asigura necesarul pentru malul drept. În caz dacă malul drept este asigurat cu gaze fără deci a tranzitat teritoriul Ucrainei din partea Tiraspolului, credeți-mă că ucrainenii nu vor permite
tranzitarea gazului strict pentru regiunea transnistreană. De asta, eu repet, eu cred că probabilitatea ca acest scenariu să se materializeze este relativ mică, însă noi trebuie să fim gata de acest scenariu. Și ceea ce propune guvernul, ceea ce a anunțat și domnul vicepremier Spânu, este exact despre asta. Dar dacă ei totuși proced la rezilierea contractului, ce ne facem? Și da, acolo sunt o șir de măsuri. Una pe care, care vă rog să le comentați. Deci, în primul rând, ce putem noi face? O parte, evident, că și asta eu cred că se va întâmpla indiferent dacă va fi contract cu Gazprom sau fără, pentru că deja am impresia că și prețul de la Gazprom în perioada de rece anului ar putea fi mai puțin competitiv pentru gaz decât pentru păcură. Deci sistemul centralizat, termoelectrica, nu degeaba a anunțat vicepremierul Spânu că s-a purces la achiziționarea păcurii, pentru că nu este exclus ca în perioada din sezonul de încălzire termoelectrica să treacă la păcură. Asta va fi mai ieftin. Asta este absolut nepopular și nu-i deloc plăcut din punct de vedere ecologic, dar dacă vom avea de ales să înghețăm sau să plătim facturi enorme sau să consumăm păcură o iarnă, eu cred că cetățenii vor alege să consumăm păcură. Da, dar totuși domnul Spău nu a spus că capacitatea de stocare pentru păcură este de 45.000 de tone, iar necesarul este de peste 200.000 de tone. Păi, păcura doar nu ați adus-o, ați stocat-o și gata. Exact, deci, dumnealui a menționat că vor fi făcute achiziții săptămânal, dar în cazul în care vedem că practic toate țările Uniunii Europene se confruntă cu o criză a gazelor și nu vor fi în căutare și ele de alternative? De alternative, da, dar nu de păcură. Păcura este un combustibil nu prea popular, în special în vestul Europei. Majoritatea centralelor de rezervă din Europa nu sunt pe păcură, sunt pe cărbune. Dacă o să vă uitați ce s-a întâmplat în Germania, Germania a repornit centralele pe cărbune, nu a trecut la păcură. Așa este. Respectiv, eu sunt relativ liniștit în sensul că noi vom avea păcură și păcura, deci pentru consumatorii din Chișinău, căldură vor avea, chiar dacă gaz nu va fi complet, vor avea pe păcură. Dar mai există viață și dincolo de Chișinău. Există Bălțul, există satele. Și acolo problema va fi deci alimentarea cu, pe de-o parte, gaze în volume mai mici pentru zonele unde care nu se pot, spunem, care nu pot renunța la gaz, și acolo unde există alternativa să te încălzești cu gaz sau să te încălzești cu cărbuni sau să te încălzești cu nu știu, lemne de foc, etc., să fie asigurată această trecere de la gaz la alte tipuri de combustibil. Eu știu că guvernul, dincolo de asta, a început să facă niște demersuri pe o dimensiune mult mai strategică, care ar permite reducerea dependenței noastre pe termen lung de gaze, ceea ce ține de subvenționarea investițiilor în eficiență energetică, nu doar la autoritățile publice locale, dar și pentru consumatorii casnici, și pentru business. Da, la inițiativele astea de-abia sunt în proces de lansare. Da, cel mai probabil că până la sfârșitul acestui an, până la sezonul de încălzire, poate dacă se vor reuși primele proiecte pilot, dar direcția în care să mergem, mie mi se pare direcție absolut corectă. Viteza, cu toții ne-am fi dorit să mergem cu o viteză mai mare, dar, repet, noi suntem într-o situație fără precedent, unde guvernul anul trecut a dat compensații la absolut toată lumea, pe gaze, pe căldură, așa, practic toți consumatorii erau acoperiți cu aceste compensații și asta s-a dovedit a fi nesustenabil. Anul ăsta guvernul îmbunătățește mecanismele, creează niște fonduri de investiții pe termen lung pentru a micșora dependența, deci pe eficiență energetică, pe energie regenerabilă. Eu cred că noi vom avea, iarna care vine va fi probabil că cea mai grea iarnă. Următoarea iarnă deja vor fi făcute deja primii pași. Investițiile în eficiență energetică vor începe a da roade.
și vom avea o experiență. Vom avea și o experiență deja. Și vom avea, eu cred că, nu știu cum vor fi prețurile, dar reziliența atât la nivel de spunem, tehnic, deci de companii, de întreprinderi, de prestatori de servicii energetice pe piață și la nivel de consumatori, va crește. Eu cred că asta, același lucru se va întâmpla și în Uniunea Europeană. Ceea ce face acum Gazpromul pe piața europeană este un băț cu două capete. Pe de-o parte, da, nimeni nu-și imagina în, de pildă, Germania că i-ar putea rămâne cumva fără apă caldă sau fără bazin într-o perioadă. Deci asta era din imaginat pentru generații întregi de oameni, dar eu cred că odată ce ei ar înțelege că o asemenea situație este reală și vor înțelege că ei de principiu ar putea trăi fără bazin o jumătate de an sau fără sau cu niște limitându-și niște consumuri, eu cred că puterea de negociere și capacitatea Gazpromului de a șantaja Europa va scade esențial, iar reziliența cetățenilor europeni va crește. Se pare că autoritățile nu se pregătesc în zadar de zile negre. Ieri, directorul Moldova Gaz a anunțat că în această lună gazul rusesc ne va costa mai scump cu aproape 500 de dolari pentru 1000 de metri cub. Se știe că în perioada de vară, potrivit formulei de calcul, prețul trebuie să fie mai mare în comparație cu cel pentru sezonul rece, dar ce a provocat o scumpire atât de substanțială de la 980 de dolari la tocmai 1458 de dolari pentru 1000 de metri cubi? Panică. Deci e vorba de panică. Pe piața europeană, la moment, după, în special în contextul conflictului sau războiului pe care Rusia l-a declanșat în Ucraina, sancțiunilor impuse, contrasancțiunilor impuse de Federația Rusă, condițiilor impuse la plata gazului, trecere treptată la tot felul de formule care implică rubla rusească, blocarea, prin sancțiunea, de sancțiunile care au blocat reparația pe o perioadă de timp a gazoductului Nord Stream, țineți minte, turbina aceea care trebuia să vină din Canada în Europa și tot nu putea ajunge. Deci, toate lucrurile astea creează un efect de panică în Europa. Deci, era clar de la bun început, de la începutul anului, când s-au impus sancțiuni contra sancțiuni, prognoza mea din start a fost că, și eu am anunțat-o, cred că, nu cred că în studioul ăsta, dar am anunțat-o, că Europa anul ăsta nu va reuși complet să substituie gazul rusesc. Deci nu poate să dezbaie timp de ani de zile de dependența de gazul rusesc care e covârșitoare. Dar europenii au început să facă pași, să-și micșoreze această dependență. Pentru prima oară, SUA a devenit un exportator, mai mult gaz anul ăsta s-a vândut în Europa din SUA decât din Federația Rusă. Deci, câte o leacă, procesul este, deci adaptarea asta are loc. Totodată, așa cum am mai spus, panica care vizează faptul că, uite, se apropie sezonul de încălzire, dar noi încă nu avem stocurile necesare ca să trecem integral tot sezonul ușor, generează această creștere așa de prețuri. Așa este, dar avem un contract semnat pe termen lung, da, și foarte mulți lideri de opinie, cetățeni, îl acuză pe vicepremierul Spânu, acuză pe președinta Maia Sandu că nu a mers să discute personal cu Putin, să negocieze. Puteau ei să schimbe regulile de joc și dacă acest contract le permite rușilor, Gazpromului, să jongleze și să scumpească gazul pentru Republica Moldova, ori de câte ori au nevoie să folosească aceste instrumente de șantaj la adresa noastră. Întrebarea constă din mai multe elemente. Primul element, nu, Gazprom, în baza contractului, nu are discreția, nu poate numi care preț vrea el. Da, Gazprom, deci este o formulă inclusă în așa contract, este. După așa care este. Se face calculul. Doar că, și asta trebuie să înțelegem, și asta nu a fost făcut pentru prima oară admis în contractul ăsta care l-a negociat domnul Spânu sau l-a semnat Moldova Gaz în octombrie anul trecut. Cea mai componentă prin care Gazprom poate indirect manipula prețul nu ține de Republica Moldova, ține de piața europeană, de prețurile spot pe piața europeană. Iar componenta spot în formula de calcul a prețului pentru Republica Moldova pentru prima dată a fost admis în 2020. Deci pentru anul 2021, de la începutul anului, a fost admisă această componentă spot în formulă pentru prima oară.
Și deja în octombrie ea a trecut, a migrat în contractul cu, sub o altă formă, dar a migrat în contractul pe care l-a negociat inclusiv domnul Splân. Deci, nu, Gazprom nu poate unilateral schimba prețul, dar noi suntem vulnerabili pentru că Gazpromul poate influența indirect prețul în Republica Moldova prin, spunem, crearea deficitului artificial pe piața europeană de gaze. Dar, și aici e tot un moment important, putea fi obținut un preț mai bun prin negocieri politice? Probabil că da, doar că aceste negocieri politice ar avea și niște costuri. Pentru că, și aici vreau cel mai, spunem, elocvent exemplu să-l aduc, Timoșenko în 2008 sau 2009, nu știu când acolo, a negociat o reducere la prețul gazului, dacă nu greșesc eu, de $100 la 1000 de metri cub pentru Ucraina. Cedând sau făcând un pas în întâmpinarea Federației Rusă și a cerinței Federației Rusă de a prelungi contractul de staționare a trupelor militare rusești în Crimea. Și a terminat asta în 2014 și toată lumea a văzut. Deci, 2014, Crimea pur și simplu a fost anexat. Deci, eu nu exclud că noi am fi putut obține un preț mai bun la gază, dar eu cred că Federația Rusă n-ar fi cedat chestia asta, n-ar fi oferit aceste reduceri de preț fără a impune niște condiții extrem de, în care ne vulnerabilizează și mai mult, de genul mărirea contingentului și legiferarea contingentului militar în regiunea transnistreană. Și nu știi, poate noi astăzi aveam un contingent militar rus în Transnistria din natura în care se poate prezenta pericol pentru Odessa, pentru noi. Adică acele 1000 și ceva de persoane dislocate astăzi din Gotăr, poate nu sunt așa o forță care într-adevăr ne pun în pericol. Dar cine știe ce condiții aveau să pună rușii? Respectiv, atâta timp cât nu au fost luciferați aici, dacă sincer eu nu înțeleg de ce guvernarea noastră nu a, spunem, public a anunțat sub anumită formă, măcar nu a diet. Care sunt acele condiționalități despre care tot să... A vorbit, da, foarte subtil, foarte așa, doamna, da, președinte Maia Sandu. Da, că noi nu cedăm suveranitatea. Exact, dar exact. Chestiile astea, după mine, ele trebuie spuse tranșant, pentru că cetățenii, acum, din cauza prețurilor la resursele energetice, suferă și măcar trebuie să înțeleagă, dar pentru și ei suferă. Deci, care-i acel risc major pe care noi l-am evitat datorită faptului că, da, trebuie să suferim financiar, dar ce câștigăm? Așa este. Domnule Parlicov, vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție și pentru aceste explicații. Vă mai așteptăm în platoul Moldova 1 și cu alte ocazii. Mersi frumos.